că asta e meseria și asta trebuie să faci și că fiecare produs are clientul lui și mi-a plăcut foarte răspunsul. Mai departe, vorbim despre tot ceea ce înseamnă comunicare corporativă și am să vă rog să o întâmpinăm în aplauze pe directorul de comunicare și CSR al Digi Communication, Luiza Domnișor. Bine ai venit, Luiza! Ai și mărțițe? Ai și trei bâni? Ai și echipă, așa că să mă ajute cineva să dau slide-urile. Mulțumesc frumos pentru invitație și o zi bună tuturor. Mă bucur să ne regăsim astăzi. Cred că am mai fost la voi. Cred că n-am mai răspuns vreo 2 ani, dacă nu mă așa. Pe atunci vorbeam despre relația dintre agenție și client. Mi-aduc aminte că am avut o prezentare destul de veselă, foarte veselă, pentru un om care face comunicare corporativă de aproape 15 ani. Astăzi s-ar putea să mă plictisesc puțin, pentru că am trecut la pălăria de profesor între ghilimele. Așa că vă voi vorbi mai degrabă mai din cărți, dar nu mai exclusiv din cărți, ci și din studii și din experiența mea de profesionist în comunicare, despre ceea ce se numește comunicare de corporație, corporativă sau, cum mi-am spus eu aici, despre acel drum lung pe care trebuie să-l parcurgă practic o companie ca să ajungă la mintea stakeholder-ului. Și pentru că vorbim despre comunicare corporativă, vorbim despre stakeholderi, ajungem la lucrul care se află în centrul preocupărilor oamenilor de comunicare corpo. Este vorba despre reputație. O noțiune pe care o avem cu toții pe buze, de dimineață până seara, și care pe mine una, de când m-am alăturat echipelor de la DGCSRD, s-a început să mă preocupe și mai mult, pentru că ea mi-a dezvăluit o latură pe care anterior nu o cercetasem deloc. Este vorba despre relația cu investitorii, relația cu acționarii și modul în care reputația te ajută pe tine, companie, care poate nu ești o corporație, ești doar o inițiativă de tip antreprenor mondial, așa cum este și cazul grupului DGCSRD, să-i convingi pe investitor, să-i convingi pe acționar că ești într-adevăr o bună investiție pe termen mediu și lung pentru ei. Și gândindu-mă la acest lucru, am ajuns la următoarea idee, că de fapt reputația este percepută de mai toți în stomac. Dar noi, oamenii de comunicare, ne dorim ca în final să provoace un declic pe neocortex. E, tocmai asta face atât de dificilă munca omului de comunicare corporate. Bun. Așadar, o misiune dificilă, misiunea noastră se numește... Misiunea noastră se numește reputație și ea, practic, arată, de fapt, ca un iceberg. Da? De ce? Pentru că toți percepem reputația, cu toții ne-o dorim, cu toții vrem să avem o imagine bună și o reputație bună, atât pentru noi ca indivizi, cât și pentru companiile în cadrul cărora lucrăm. Dar ceea ce ne interesează la finalul zilei este să obținem o serie de opinii, atitudini, comportamente din partea stakeholderilor. Iar toate aceste atitudini, comportamente, nu au legătură neapărat numai cu partea văzută a iceberg-ului, ci mai degrabă cu partea lui nevăzută. Ce înseamnă, în final, reputația? Cum se traduce ea, de exemplu, pentru un CEO sau pentru membrii board-ului? Simplu. Înseamnă că acea companie are produse pe care clienții le cumpără întotdeauna cu încredere, că acea companie are parteneri care o recomandă, că acea companie are acționari și sau investitori care o apreciază și mai ales angajați care o privesc cu mândrie și vor să lucreze în interiorul ei. Bun. Reputația nu obții așa bătând din palme sau privind din ochi. Este un demers complex care se întinde pe mai mult timp, care se construiește în timp, care necesită multă răbdare, continuitate, perseverență, transparență și, mai ales, cooperare cu toți cei care au un interes vis-a-vis de acea companie, de acea corporație.
Prin urmare, în centru ei trebuie să punem niște elemente. Acestea se numesc coerență, coordonare, continuitate, planificare și măsurare. Poate că primele patru vă sunt tuturor cunoscute. Sau, mă rog, patru mai ușor de atins, mai ușor de realizat. Când vine vorba însă despre măsurare, cel puțin aici la noi, în România, lucrurile se cam complică. Cum ajungem noi să măsurăm reputația? Păi, unii o măsoară după rezultatele pe bursă. Alții o măsoară după rezultatele din rapoartele financiare, trimestriale, semestriale, anuale. Alții o măsoară după ceea ce scrie presa. Ce audiență îmi rezultă mie de acolo, cum mi-a crescut, vezi, Doamne, imaginea, cum mi-a scăzut imaginea, deși aici și noi știu să intrăm acum în această politică, am o problemă că imaginea este un instantaneu, pe când reputația este un construct în timp. Dar, în fine, toată lumea pune semnul egalității între imagine și reputație și atunci lasăm și noi la fel ca toți ceilalți. Însă, la nivel mondial, există instrumente foarte rafinate de măsurare a reputației. Unul dintre ele este, iată, indexul reputațional pe care îl oferă Fortune. Mai avem după aceea indexul reputațional pe care se orientează S&P. Mai avem după aceea un instrument foarte interesant pe care îl furnizează Reputation Institute și se numește RepTrack. Și pentru că am ajuns la RepTrack, voi preciza că probabil în continuare o să vedeți și veți auzi mai ales câteva cifre care pornesc în realitate de la niște studii consolidate, realizate de Reputation Institute, care încerca să arate, de fapt, cum reputația, în final, ajunge să susțină afacerea și se poate transforma oricând într-un bun KPI pentru orice CEO sau pentru orice consiliu de administrație al unei companii. Așadar, prima constatare a lor era aceea că, de fapt, reputația mișcă piețele și că reputația ridică valoarea de piață a unei companii. Mai exact, din studiile realizate de către Reputation Institute, se ajungea la concluzia că aproape 81% din valoarea unei companii care este listată la bursă ajunge să fie, de fapt, reprezentată de către asset-urile intangibile ale acelei companii, printre care inclusiv reputația. Deci, dragi colegi, din comunicarea corporate, dacă aveți dificultăți în a vă convinge șefii că e nevoie să vă duceți până la capăt planul de comunicare corporate un an, mergeți cu această cifră și explicați cum contribuie, de fapt, jobul vostru și munca voastră la creșterea valorii de piață a unei companii în care lucrați. O altă constatare era aceea că, pe măsură ce îți crește reputația, ție, companie, mai crește ceva. Disponibilitatea clientului de a-ți cumpăra mai multe produse sau de a-ți cumpăra de mai multe ori produsul sau serviciul. Iar rata de creștere era undeva de 3,2 ori în condițiile în care reputația ta trecea de la un nivel mediu la un nivel de excelență. Mă rog, acest grafic, într-un fel, asta ne cam explică și interpretarea făcută de cei de la Reputation Institute este realizată punând în paralel cifrele obținute în RepTrack cu cifrele obținute de către companiile din studiul lor, care sunt și prezente pe bursă. Dacă mergem mai departe, vom afla că, de fapt, reputația este un amplificator de creștere și nu numai atât. Vom mai afla că ea influențează angajații existenți și angajații potențiali să privească cu mai multă simpatie compania. Și în acest caz, un transfer de la nivelul mediu de reputație la nivelul excelență în reputație este însoțit de o triplare a intenției angajaților de a rămâne în acea companie sau a potențialilor angajați de a se alătura companiei respective. Bun. O altă constatare și probabil cea mai interesantă și mai importantă din punct de vedere comunicare aceasta este constatarea că pe măsură ce îți crește ție corporație reputația,
publicul începe să te vadă mult mai solidă și îți dă un credit mai mare de a răspunde eficient în cazul în care te confrunți cu o situație dramatică sau cu o situație de criză. Mai exact, factorul pe care îl găsiseră aici cei de la Reputation Institute era că undeva de 3,2 ori crește capacitatea ta percepută de companie, de a reacționa la o situație de criză atunci când îți faci trecerea de la nivelul de reputație medie către reputație excelentă. Bun. Trecând prin toate aceste constatări ale studiului despre care v-am vorbit, ajungem la partea aia, didactică, despre care vă povesteam la început în prezentare. Este minunat să constatăm că noi, oamenii de comunicare, putem să contribuim prin îngrijirea reputației companiei la creșterea acestea, creștere financiară și economică. Dar ca să ajungem la asta, trebuie să facem ceva, să construim. Cum ar arăta această construcție la modul ideal din punctul de vedere al unui om de comunicare corporate? Păi ca un fel de panteon. Adică, baza e reprezentată de misiune, viziune, valori, da? Le știm cu toții, le întâlnim cu toții, aproape fiecare zi în companiile unde lucrăm. Dacă nu le avem încă, poate că ar fi momentul să ne apucăm să ne le structurăm sau să le spunem celor din conducerea companiei că fără misiune și fără viziune, prea mult timp pe piață, nu credem că vom rezista. După care ne bazăm pe niște piloni. Acei piloni sau coloanele din templul reputației sunt reprezentați de 1. Employees ambassadorship sau, mai să spunem, adeziunea angajaților la brandul propriu. Customer care, care înseamnă grijă față de client și preocuparea față de interesele acestuia. Brand stewardship, grijă față de brandul asociat sau brandurile asociate companiei mele, CSR și nu în ultimul rând, partea de media relations. Adică, raportarea mea la presă, pentru că, da, asta este, partea aia vizibilă din iceberg-ul de la începutul prezentării este, de fapt, rezultatul relației pe care eu o construiesc cu ziariștii și, în general, cu media. Acum, mi-am făcut o casă, trebuie să-mi stabilesc și obiectivele mele legate de casa respectivă. În modul, la modul teoretic, stabilirea unor obiective, o planșă cu obiective pentru comunicarea corporate ar putea să arate cam la modul ăsta. Un prim obiectiv va fi întotdeauna legat de consolidarea imaginii sau reputației. Da? Un al doilea, de poziționarea companiei. Un al treilea, de modernizarea și întreținerea instrumentelor de comunicare. Pentru că, fără ele, eu nu o să-mi duc jobul la bun sfârșit. Și cel de-al patrulea, cum să fac să crească reputația mea ca om de comunicare în cadrul companiei? Pentru că, de foarte multe ori, după principiul acela, cu cizmarul nu are pantofi, proiectorul nu are haine și așa mai departe, omul de comunicare nu are neapărat cea mai bună imagine în compania unde lucrează. Sau, mă rog, sunt mulți care se întreabă, de fapt, cu ce se ocupă el. Și ajungem la următoarea provocare pentru omul de comunicare, da? Care este conceperea strategiei. N-am ales întâmplător această imagine. Pentru că în orice corporație, cu cât aceasta este mai diversă, cu cât paleta de meserii, de preocupări, de business unit-uri este mai mare, cu atât se diluează această percepție asupra obiectivelor strategice. Fiecare vede în strategia companiei instrumentul la care el se pricepe să cânte. Am o chestie, da? Eu sunt inginer, instrumentul pe care, cu care eu lucrez de zi se numește tobă, prin urmare știu să cânt foarte bine la tobă și mă interesează doar cum sună toba mea. Eu sunt inginer, proiectant sau designer, instrumentul meu se numește vioară, pe mine mă interesează ca vioara mea să sune
bine să fie acordată și tot timpul să am energia pentru a o pune în mișcare. Și asta este strategia mea. Comerciant. Eu cânt la pian, ar trebui să fiu solistul, pianul meu trebuie să fie acordat, dar se poate să fie un Steinway și, bineînțeles, am tot timpul un corelector care să mă ajute să-mi dau o foaie partitura. Și asta e strategia mea. Pentru omul de comunicare, strategia înseamnă cum reușesc eu, din comunicare, să-i aduc pe toți aceștia într-o orchestră și să-i fac să cânte pe o singură voce, nu fiecare, așa cum ar trebui să, doar așa cum ar trebui să sune instrumentul său. După ce am terminat această parte de concepere a strategiei, ajung la partea de direcții strategice. Strategia este mărturia mare. Direcțiile sunt cele care mă ajută, de fapt, ca la finalul unui an de activitate, să spun, da, iată, am construit, am mers în direcția aceea și în direcția aceea și în direcția aceea. Și am ajuns la final. Iar toate aceste direcții strategice le ating, știți voi cum, prin activitățile curente pe care și voi le derulați cu toți. Comunicare externă, comunicare internă, CSR. Uneori am și parte de proiecte flagship, da? Sau se poate întâmpla să mai am și ceea ce se numește campanii integrate de comunicare. Bun. Se va și prezentarea asta, ajungem la sfârșit. Așa că voi spune doar că, în afară de toate acestea, mai am o singură zonă care e de interes și care întotdeauna atrage atenția bordului și a tuturor celor care au un cuvânt greu de spus în companie. Este vorba despre comunicarea de criză. Și, nu întâmplător, am lăsat la finalul prezentării slide-ul în care ar trebui să ne amintim de tactici, adică de campanii și de proiecte, care ne ajută, de fapt, să facem ce? Odată, să construim, să achiziționăm, în sensul că dezvoltăm ceea ce am reușit să construim pirămidă cu pirămidă, să diferențiem, în sensul că arătăm cum suntem noi altfel decât ceilalți de pe piață, și în cele din urmă să obținem recunoaștere. Și pentru că vorbim despre recunoaștere, am să vă invit în următorul minut să vedem și un film care are treabă cu această secțiune de recunoaștere, recunoașterea experienței, recunoașterea contribuției celor care construiesc reputația unei organizații, dar mai ales recunoașterea meritelor angajaților și clienților. Aceste lucruri se obțin prin campanii de imagine, așa cum este și campania de imagine pe care compania în care lucrez a dezvoltat-o anul acesta pentru a marca 25 de ani de prezență pe piața românească. Și vă invit acum să urmărim împreună spotul de imagine pe care DGRCSRTS l-a difuzat începând de la finalul lunii august și încă îl mai difuzează acum, pentru a le aminti românilor că, de fapt, este o companie care, de când a apărut și a propusat ceva, decât să fie conectată, nelimitat, la aspirațiile lor. Vă mulțumesc pentru prezentare și profil sunt disponibilă pentru întrebări. M-am născut în libertate, printre eroi care mi-au arătat că tot ce câștigi se apără greu. Prima pasiune s-a născut printre toți ai mei, cu scripire de speranță și cânturi bune. Cu încredere am deschis prima fereastră spre viitor. Ne-am dorit să trăim într-o lume mai bună. Am văzut cum fiecare vis poate să devină realitate. Cum prima emoție poate fi mare emoție.
fost totul foarte clar. Nu sunt? Nu sunt întrebări. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Avem aici un jurnalist agenție, pianist overtit. Ce se gândeam de la PIS, a fost o vreme. Așa, am o întrebare, o singură întrebare. Ce urmează după campania de imagine? Mulțumesc. Scurt. După campania de imagine urmează un important șantier pe zona de CSR și pe partea de consolidare a imaginii de corporație, un lucru care este absolut necesar atâta vreme cât suntem prezenți la PIS. Felicitări, mulțumim frumos! Mulțumesc și eu și o zi bună!